spune și mie de ce ați cerut rejudecarea? Pentru că așa spune codul. Codul? Mai ceva detalii? Toți trei! Toți trei! Uite acolo! Ia, cizem! Sunete lângă? De ce doi pietorice? Care a fost decizia în 9 de sănătă mântere? Astăzi, Curtea de Apel Iași a respins cea de strămutare formată în dosarul pe care îl vizați. Care sunt următorii pași în acest dosar? Dosarul își va urma cursul normal, în sensul că, dacă s-au promovat căi de atac apel, acesta va fi judecat la Curtea de Apel Iași. După ce hotărârea va fi redactată, va expira calea de atac pentru toate părțile, va fi înaintat dosarul la noi și la noi va fi soluționată unica cale de atac ordinată. Cu pace rămân la vas culinare. Da. Mulțumim mult. Termin la apel nu se dată, nu mai au timp până... Da. Aha.